Niciun transportator de persoane nu a scăpat în această dimineață de controlele polițiștilor rutieri ce au avut loc undeva. Oamenii legii au verificat documentele microbuzelor și autobuzelor, dar și ale șoferilor. Aceștia s-au asigurat că cei de la volan nu au consumat băuturi alcoolice sau droguri. Polițiștii rutieri hunedoreni au organizat luni dimineață o serie de activități de control în trafic, fiind vizate cu precădere autovehiculele de transport public de persoane, inclusiv cele de transport școlar. În cadrul acțiunii de astăzi au fost controlate peste 160 de autovehicule, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale privind circulația pe drumurile publice, în special neutilizarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan. În această dimineață, polițiștii rutieri opresc în trafic autovehiculele de transport persoane, atât cele din domeniul transportului public de persoane, dar și de transport al elevilor care se deplasează către unitățile de învățământ. Scopul acestor activități reprezintă verificarea legalității a documentelor pe care conducătorii auto trebuie să le aibă asupra lor, dar și a faptului dacă aceștia au consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise. Bineînțeles, vizăm prin aceste controle asigurarea unui trafic în deplină siguranță, un trafic rutier în care să prevenim pe cât posibil evenimentele rutiere în care pot fi implicate autovehicule de transport persoane. Oamenii legii au acordat o atenție deosebită verificării respectării traseului și a graficului de circulație cu opririle aferente, dar și a respectării capacității maxime de încărcare ale autovehiculelor de transport persoane, avându-se în vedere situațiile în care persoanele sunt transportate în picioare și care pot deveni victime în cazul unui eveniment rutier sau chiar a unei frânări bruște a autovehiculului. Polițiștii au acordat o atenție sporită asupra elementelor privind siguranța circulației, starea psihofizică a conducătorilor auto, verificarea alcool scop a tuturor conducătorilor de autovehicule care efectuează acest gen de transport, respectarea limitelor legale de viteză pe categorii de drumuri, valabilitatea inspecției tehnice periodice a autovehiculului.